Confruntarea candidaților a avut loc în ședința consilierilor locali de miercuri. Cătălin Flutur l-a acuzat pe primarul Cosmin Andrei că n-a fost în stare să termine spitalul de paliative. Acum au trecut 4 ani. 4 ani și nu s-a mai întâmplat nimic la acel spital. N-am reușit să-l punem în funcțiune după 4 ani în condiții în care el era finalizat în proporție de 90%. Cosmin Andrei a răspuns că vina aparține firmei Victor Construct. Realizarea utilităților aflată în sarcina primăriei a fost făcută, a spus primarul. Eu vă spun că aceste lucrări, cum ar fi spitalul de boli paliative, blocurile sociale, teatrul Mihai Eminescu și blocurile de pe șosea Oriașului, au un numitor comun, firma Victor Construct, pe care n-am adus-o, eu n-am semnat eu contractele, care ne-a lăsat un dezastru. Lucrări nefinalizate, locuințele sociale nu au fost finalizate, teatrul Mihai Eminescu nefinalizat, lucrările de la Andele și șoseaua Iașului cu probleme nu pot fi recepționate, iar spitalul de boli paliative, cum spuneți dumneavoastră, realizat în procent de 90%, nu poate fi recepționat. Pentru că s-a înlocuit termoizolația din vatră bazaltică în polistiren, ușile nu erau conforme, lifturile nu funcționau, instalațiile de gaze medicale nu erau conforme. Spitalul de paliative a fost început în 2017. Construcția a fost finanțată de CNI. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au refuzat să facă recepția din cauza unor lucrări neconforme executate de Victor Construct. În urmă cu câteva luni, CNI încă încerca să găsească o firmă care să remedieze aceste neconformități.